Poetul național Mihai Eminescu a fost comemorat și la parohia Mărcuța din sectorul 2 al capitalei. Pentru a marca cum se cuvine această zi, în biserica parohiei a fost organizat un eveniment cultural. Astfel, în această dimineață, Părintele Protopop Mihai Cristian Popescu a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohiei, iar la final, în fața monumentului eroilor aflat în curtea bisericii, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru sufletul poetului Mihai Eminescu. În continuare, corul Pnevma, format din artiști ai Operei Naționale din București, a susținut un scurt recital cu melodii de inspirație eminesciană, iar elevii ai școlilor generale numărul 66 și 77 au recitat poezii din opera marelui poet și poezii compuse de ei. La final, Părintele Coslujitor Ion Adrian Mirică a oferit elevilor cu rezultate bune la învățătură din cadrul celor două școli premii constând într-o diplomă, o Biblie, o carte de rugăciuni și câte o icoană. Astăzi, la parohia Mărcuța din Protopopiatul Sector 2 Capitală, s-a desfășurat un eveniment religios-cultural intitulat Comemorarea lui Mihai Eminescu. Astăzi, când se împlinesc 132 de ani de la trecerea cele veșnice a poetului nostru național. Am săvârșit în sobor Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, apoi slujba de pomenire pentru poetul nostru național. Corul Pnevma a susținut un mic program artistic, iar la final, copiii premianți și copiii olimpici din școlile de pe raza parohiei Mărcuța au fost premiați de organizatori. Felicităm pe Părintele Paroh, pe părinții coslujitori pentru acest eveniment organizat astăzi și așteptăm cu nerăbdare reînceperea în toamnă a serilor culturale de la parohia Mărcuța. Se spune că Eminescu este sufletul poporului român. Astăzi, cu prilejul zilei de trecere la Domnul al lui Mihai Eminescu, ne-am rugat pentru sufletul său și pentru toți înaintașii noștri. De aceea, parastasul, l-am oficiat la mormântul închinat eroilor din toate timpurile și din toate locurile. El a spus despre Biserica Ortodoxă că este Maica Neamului Omânesc și tot el este cel care a vorbit pentru prima dată despre necesitatea construirii unei catedrale naționale. Am invitat la acest moment de comemorare și elevii, viitorul bisericii și ai națiunii, pentru a înțelege că respectul și cunoașterea înaintașilor este o datorie morală, este o ancorare în prezent și o proiectare sigură în viitor. De aceea le-am făcut o provocare elevilor de a scrie eseuri despre Mihai Eminescu. Și am constatat cu bucurie că au plăcere să citească din opera lui Eminescu, cunosc din poeziile sale și exprimă frumoase gânduri despre marele poet. Am asociat comemorarea poetului cu evidențierea elevilor meritoși, a celor care au participat la olimpiadele școlare și au obținut media școlară 10, pentru a le arăta că sunt în atenția noastră, pentru a se bucura de respectul și cinstea nu numai a familiei și a școlii în cadrul restrâns, ci de întreaga comunitate parohială. Totodată am dorit ca și oamenii să cunoască tinere valori, viitorii intelectuali ai comunității în care trăiesc. Biserica Mărcuța a fost ridicată în anul 1588 în timpul celei de-a doua domnie a lui Mihnea al II-lea, de un boier înrudit prin alianță cu logofătul Dan.